modificările și completările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară, prin dispoziția numărul 20 din 3 februarie 2022, emisă de domnul primar. Din consultarea actualei de prezență, rezultă că sunt prezenți toți consilierii. Ședința fiind legal constituită, își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Da. Am vrea să vă spun că mă bucur să suntem împreună, pentru că pur și simplu avem treabă, avem și un ambient favorabil, adică după cum ați venit la credință, cum s-a încălzit mai mult afară decât în momentul și așa mai departe. Avem, ca de obicei, dar mai mult la activitate, urme de zi interesante, importante, cu de toate. Ceea ce facem noi de multe ori, evaluarea situației, evaluarea activității, evaluarea resurselor. Mă gândesc la primul punct în ordinea de zi, un raport privind gestiunea bunurilor de care aparține comune. Apoi, la celelalte puncte de ordine de zi, așteptate, mă gândesc în primul rând la buget și ceea ce aș vrea să semnalez, probabil că dumneavoastră v-ați gândit la acest lucru, un buget care vine într-o decad de timp pozitiv, în comparație cu anul trecut când am dezbătut, am aprobat bugetul comune undeva prin luna aprilie, acum suntem la început de an, pe toate fiind, devenea mult mai aproape decât, de fapt, termenul normal, luna noiembrie. Ca să respect ceea ce trebuie anunțat public, o să reamintesc ordinea de zi pe care dumneavoastră o cunoașteți deja. La primul punct am anticipat deja un raport anual asupra situației gestionării bunurilor de Bocănești, prezintă subsemnat. Punctul al doilea, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de închidere a executivului de anul 2021, inițiator subsemnat. Punctul al treilea, poate cel mai așteptat, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de hotărâre de Zăbacău pentru anul curent, 2022, inițiator subsemnat. Apoi, ca o determinare directă, un proiect de hotărâre privind aprobarea programului de investiții al UAPE Bogdănești pentru anul 2022, inițiator subsemnat. Și, evident, cu legătură la proiectul anterior, ca punctul al cincilea, vă propun un proiect de hotărâre privind aprobarea autorizării sumei din excedentul bugetului UAPE Bogdănești în anul 2021, inițiator subsemnat. Punctul 6 înseamnă tot un proiect de hotărâre privind aprobarea programelor de gospodărire și funcționarea comună pentru anul 2022, inițiator domnul viceprimar. Punctul al 7-lea, un proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul compartimentului de asistență socială pentru anul 2022, inițiator Comisia de Specialitate numărul 2, 8, cu tuma, consultarea adresată Consiliului Local. După cum vedeți, salut prezenta colaboratorilor mei din aparatul de execuție, din zona finanțelor, doamna Contabilă Rădăuțeanu, doamna care strânge bani, cât îi strânge din asta, e altă discuție, doamna Ursache Lenuța, doamna Toma care scrie, atenție, cât doamna Cutară Iovina, care se zicem este persoana de refer la compartimentul de asistență socială.
proiectul de hotărâri privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul compartimentului de asistență socială pentru anul în curs. Supun la vot ordinea de zi anotată, cine este pentru? Cum mulțumesc. La trecutând la primul vedere, notată unanimitate. Predau stafeta domnul președinte de ședință. Îl felicit pe domnul viceprimar Botez Cristian. Nu, e tot. Gândul cel bun. Totul făcut. La urmă, da. Mare, mare, la urmă. Încep cu probabil un mai. Nu sunt de-a fost fericit de nicio parte. Da, vă mulțumesc că în procesul pe m-am înțeles că așa, noi mea, trecem la organizare. La punctul 1, anual, asupra situației gestionării bunurilor în partea bunei, pe sub actor, prezintă domnul primar. Da, da, vă mulțumesc. Este obligat de legală pentru domnul automator de credit. Oferă posibilitatea pentru dumneavoastră, pentru cei prezenți, pentru cei care virtual, poate, prin intermediul sunt interesați pentru tematică. Spuneam de evaluare a patrimoniului, un raport în ceea ce privește gestiunea bunurilor este un moment firesc care respectă ca pe principiul prezent gestiunea, și anume transparența. Este normal ca toți să ne formăm o imagine asupra situației. Într-un fel, dacă un an anterior, sau pentru un an anterior și controlul curții de conturi a avizat această evaluare a patrimoniului, de obicei, punctul de plecare pentru acest raport, îl oferă raportul compartimentului contabilitate, cu ajutorul căruia este organizată evidența bunurilor, cu ajutorul căruia și a celorlalți colegi din primărie, se realizează inventarierea bunurilor care formează în domeniul public sau domeniul privat al comunității noastre. Dumneavoastră ați avut posibilitatea să lecturați și, mă sigur, ați avut și timpul necesar reflexiei. Eu am făcut, la modul, să spunem, aproape exhaustiv, orice care m-a preocupat, mă preocup în mod de activitate zilnică. În mod întâmplător, am invitat inclusiv casiera. Ați văzut că sunt și lucruri care merg bine, satisfăcători, și lucruri care merg mai puțin bine. Mă refer la situația conturilor financiare. Spuneam în referatul de susținere proiect de hotărâre. Pentru mine, ca și pentru dumneavoastră, este un prilej de reflecție. Ceea ce este bine și ceea ce este mai puțin bine și ce trebuie să facem ca să diminuăm efectele mai puțin așteptate de tot. Ați văzut că, de exemplu, un punct clar, punctele bune, sigur, sunt rezultatul activității celor din primărie, chiar și al dumneavoastră, am mai făcut evaluări în zona financiară, când am identificat că am aprobat bază impozabilă pentru anul în curs. Avem neîntâlniri, zic eu, semnificative, data asta nu înseamnă chiar așa bine, adică într-o valoare mai mare,
la încasarea veniturilor, la încasarea veniturilor proprii, nu a celor pe care le primim în sistemul instituțional care ne repartizează sume sau prin contracte și așa mai departe. Deci vorba de încasarea unor creanțe care merge mai clar la an. A văzut în raportul de la contabilitate. Contabilitatea este subordonarea, trebuie să ne asum și ceea ce nu merge cu bine la încasarea acestor sume. Sunt menționate prin motive obiective de natură sanitară, că a fost știe de pandemie, că nu am avut voie să facem evident că am avut voie să facem destinie în teritorii. Aici au mers mai slab. Am atenționat pe cel care trebuie să încaseze și l-am invitat, sper să fie mai bine. Avem probleme la amenzi. La un moment dat, în greu de încasat. Sau alte ori, pulbură liniștea publică, dar nu are venit, nu are mai de să-i execut. Avem probleme la extravagant la străinași. Asta este foarte dificil, lucru înțeles chiar de auditul pe care l-am avut, cel pentru că, pur și simplu, nu aveam cu cine sta de vorbă. Nu cunoaștem adresa exactă a celor care sunt etichetați ca și străinași. Știu că s-au făcut, într-adevăr, demersuri acolo unde am fost posibil, unde am avut date de identificare ale străinașilor. Evident că o să am grijă împreună cu cei care trebuie să facă mai mult de ren, o să am grijă și la calificative. Ați luat la cunoștință și vă puteți pentru un apel la memorie cu niște procente privind corectarea veniturilor, a veniturilor proprii, apoi ați văzut exact unde, mai ales pe partea de cheltuieli, să spunem, lucrurile nu se prezintă la un procent foarte mare, o să discutăm mai mult la închiderea bugetului. Structurile organizate, comisiile organizate pentru inventarierea anuală și-au desfășurat activitatea, zic eu, în conformitate cu legislația și chiar cu responsabilitate. Mai ce de obicei este un punct pozitiv, un foarte al echipei din primărie. Repet, dincolo de acest exemplu de mai puțin în primire, personal consider că este o situație mulțumitoare, satisfăcătoare, nu foarte bună, știm ce avem de făcut și acțiunea aceasta de evaluare, de grijă față de patrimoniu, nu se va termina cu acest moment. Asta trebuie avut în vedere în activitatea de un an, pe întreaga durată a unui exercițiu bugetar. Dacă aveți neclarități, vă rog să nu ezitați să le adresați împreună, mai ales cu doamna Petăuțeanu, încercăm să le clarificăm și dacă identificăm soluții, sunt datele cu soluții pentru mai bine, pot mai mult să fie recunoscători. Atât.
de făcut obiecțiuni, vă rog să vă ascultați. Dacă nu, trecem la următorul punct, punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de închidere a institutului bugetar pe anul 2021. Inițiator, domnul primar. Aveți o următoare. În mod serios, un executiv bugetar de durata cronologică de care o tonat, un an are două puncte, unul de plecare, aprobarea bugetului și unul de închidere, de evaluare penală. Noi avem un buget în general, chiar în comparație cu alte UAT-uri, semnificativ. Adică, sunt niște valori, atât la partea de venituri, cât și partea de cheltuieli. Bune, să zicem. La fel și închiderea registrului, motivul ne oferă un prelej de reflexii. Și numai ca să pornim de la datele conținute în articolul unic la acest proiect de hotărâre, și anume aprobarea închiderii exercițiului bugetar la Comuna Muntenia Vestului Apropianul 2020, la partea de venituri în sumă de 4.606.090,61 lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 3.080.390,58 lei. La prima vedere este o diferență semnificativă la valoarea finală a venitului și cel de-al doilea referă, valoarea finală a cheltuielilor. Este firesc să fie așa. De obicei, aici nu se poate ajunge la un echilibru ca la începutul exercițiului bugetar. Întotdeauna, în primul rând, datorită unor cauze care exced primăriei, nu se pot cheltui toți banii. Vom vedea că diferența se regăsește în ceea ce se numește excedent, care este util. Vă dau exemplu, mai puțin pe secțiunea de funcționare a bugetului, dar mai ales pe partea de dezvoltare, adică pe cliente constructori, în general. Și lucrurile merg cum merg, într-un ritm care nu depinde de noi, împotrivă. Eu ar zice, dumneavoastră, ați putut constata singuri că la investițiile majore, în primul rând la apă și canalizare, s-a lucrat chiar bine. Noi suntem mulțumiți. Asta este capacitatea constructorului. Am fost cu plățele la zi, dar nu întotdeauna există o concordantă între posibilitățile de finanțare și ritmul de execuție. Toate acestea, cred că putem considera că pe total a fost o evoluție serioasă, corectă a bugetului. Atât. Da. Păi noi încercăm cu din nou putem discuta asta pentru că de revenim. Atât. Comisia numărul 1 pentru vizare de lucru. Comisia numărul 1 a avizat comunicatul privind închiderea exercițiului bugetar pe anul 2021. Da, dacă de fapt acestui proiect de hotărâre, aveți ceva de comunicat? Dacă nu, supuneți preaprobare. Cine este pentru? Deci, în unanimitate, acest proiect de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Oatelului Mediu de Sumacă pentru anul 2022. Inițiator, domnul primar Nădescu. Da, deja, ce putem din punctul meu de vedere, de aspectul dumneavoastră, am făcut o introducere plăcându-l în mod ferest ca priorizare, ca importantă, ca rest de răspunsări. În ceea ce privește pe partea de grață și nu numai. Sigur, am pomenit la ideea că este una din atributele care zice atributele foarte importante pe care le are de operativul oricărei entități administrative. Este foarte așteptat și în același timp el are niște caracteristici. Evident, eu mă refer atât la cele teoretice care vin din sfera legislației, din sfera legală, dar am zis că este bine să vă prezint specificitatea bugetului Comunei Bogdare, câteva caracteristici. Spuneam că este un document fundamental așteptat, sigur, la alte niveluri, de toată țara, dacă ne referim la cel central, care a fost adoptat exact la sfârșitul anului trecut, apoi, prin procedură legală, a stat în dezbatere publică, conform legii 450 de parte, nu? Și în același timp trebuie să spunem de la faptul că această construcție care putem numi construcție teoretică fundamentală trebuie să respecte legea. În primul rând trebuie să fie echilibrat. Partea de venituri, partea de cheltuieli. Oriunde și la nivel micro, fiecare familie nu pot să cheltui mai mult decât aia. Sigur, sunt niște accesiții permise și așa mai departe. Un buget depinde de context. Este o construcție finală determinată sau cauzată, dacă vreți, de context. Cauzată, dacă nu mai se trebuie. Depinde de veniturile țării, de PIB-ul țării, depinde microsistem de ceea ce spuneam, local de masa impozabilă, care este trimite bani la bugetul local conform legii. Depinde și de, la un moment dat, de ce nu mai cheltuit banii în exercițiul anterior. Te poți bucura de un interven bugetar pe care să-l repui în circulație, prezent. La un moment dat depinde de alte instituții. Conform legii, noi primim bani direct de la bugetul de stat prin structura județeană. Mai primim bani sau asta. Trebuie să primim bani de la Consiliul Județean. Și aici s-a creat un scop pe care eu o regret cauzată de o slabă comunicare. Pentru că dumneavoastră, pe bună dreptate, a spus nemulțumit pentru că n-ați primit proiectul de buget la comisie și așa este. Am avut o discuție cu doamna contabilă mai mult sau mai puțin prietenoasă și consider că era bine să vină dânsa la dumneavoastră. Pentru că și pentru dânsa este important ca dumneavoastră să vă dați un pozitivul, la fel cum să vă explice. Doamnelor, domnilor consilieri, nu am putut să vă prezint un proiect final, pentru că nu am primit sumele de la Consiliul Județean. Așa este. Consiliul Județean
avut ședința în marți, parcă. Noi am venit ieri, miercuri, și numai atunci a fost posibil. Dumneavoastră ați scris acolo aveți nefavorabil. Nefavorabil a fost impresia dumneavoastră despre noi cei care nu vedeți în apartament. Normal, putea fi mai indulgentă dată, dar să menționați acolo că nu ați fost în măsură să vă dați aviză, pentru că nu ați avut niciun proiect de buget. Un proiect de buget, chiar pe surile mai mici, fără cele de la Consiliul Județean, care n-au fost foarte generoase, dar 600 de milioane. Am făcut doar colegii într-o anumită perspectivă, dar pe partea de comunicare, eu cred că trebuie să fie chiar scut de față de cineva. Nu neapărat față de față. De aici se ajunge la o bulversare a lucrurilor. Puteți să ne suspectați într-un fel de chip. Pentru că nu am atât de doamnă colegii, eu la fel și trebuie să recunoaștem cu toată că este foarte importantă comunicarea între noi. Deci, nu pot să... Nu poate să îi pândească guvernul de bun dacă nu-i pace. Unde sunt suficiuni, problema cu pacea e indiscutabilă. La bugetul comunesc, spuneam că putem considera o salvare de fiecare dată intervenție bugetară și de ajutor mai foarte important sunt și surse extra bugetare, anume finanțările pe care le-am realizat împreună cu cei din primărie și aici mulțumesc doamne contabil, doamnei jurist Tinca, domnul viceprimar care s-a implicat, are, cum să spun, o mobilitate deosebită de la curățat șanturile la demersul și pentru partea de investiții care se implică. Am aici un act adițional de finanțare de la PNL 2. Discutam cu alte ocazii datorită scumpirilor în sistem și mai ales datorită schimbării soluției la sursa de apă. De bună dreptate, proiectantul ne-a impus să realizăm niște elemente de investiție în plus. Vorbeam de rezervor de apă, un caz de avare, pentru incendii, și așa mai departe. Am semnat un act adițional la contractul inițial de finanțare, cu o valoare consistentă, și anume 4.329.594 lei. Acum, cel puțin, din punctul ăsta de vedere al finanțării, ar trebui să fim liniștiți în legătură cu această investiție și să o ducem la capăt. Așa am declarat mai mult sau mai puțin oficiale. Reprezentantul consultorului a spus că ar fi posibil până la sfârșitul anului, oricum asta își dorește el, ca să le ia bani și altora. Mai avem, sigur, aici am fost gândit niciodată, în momentul când ai făcut probele finale și funcționează. Investiții să nu se funcționează. În final, am precizat și am referat. Sper că ați depistat aceste considerente. Îl putem considera un buget bun pentru comunitate în contextul de față, un buget realist. Poate asigura secțiunea de funcție.
Și este dătător de speranță pentru infrastructură, pentru investițiile pe care le-a stat comunitatea. Eu m-am dat atât de mai bucurat că mă luam la întrebări sau de ce ți-a luat mai eu la întrebări, la întrebări cu fără să înțeleg la mea în legătură cu bugetul. Știu că au fost discuții pe aici, dar mai precis anticipez un pic la programul de investiții care urmează, dar spuneam pentru noi toți, pentru comunitate, această deliberare asupra bugetului care se va finaliza, sper, de manieră îndreptățită, ca și votați. Că cam dacă atât ce mai intervenim. Da, vă mulțumesc, domnul primar. Acest proiect de hotărâre trebuie să fie avizat de toate comisiile, deci dăm mai întâi la comisia numărul 1. Extraordinară față de cea care am avut-o pe data de 7, cum am precisat și domnul primar, atunci am adusat nefavorabil acest proiect de hotărâre, pentru că a fost incomplet. Dar cum a venit el din punctul noi, astăzi ne-am întâlnit, l-am analizat și am avizat favorabil proiectul de hotărâre. Atât? Da. Mulțumesc. Comisia de Specialitate numărul 2. Dar și în cazul comisiei numărul 2, situația este similară. Nu puteam să acordăm un aviz favorabil în condiții care noi nu aveam niciun document și nicio informație. Dar văzând bugetul înainte de ședința de astăzi, probabil este un favorabil în final. Da. Am făcut și precizarea în procesul verbal, nevăzând niciun document. Pare rău, dar mai greu. Avizul este favorabil. Da. Comisia numărul 3. Da. Comisia numărul 3. Primul și un vot ar fi favorabil acestui proiect. Da, mulțumesc. Vreau să vă scrieți la cuvânt. Cine are din comentarii, întrebări, opțiuni. Da, eu, da. Da, domnul, dați-vă vorba. Da. În măsura în care am putut analiza bugetul, dacă îmi permiteți să vorbesc așa ca să mă înțelegeți mai bine, noi apreciem investițiile prevăzute în buget, însă considerăm că ar trebui începute demersurile și pentru alte investiții necesare în comună. Mai precis, ne-am discutat și la ședința pe comisii, considerăm că este necesar să achiziționați, primăria să achiziționeze o mașină, considerăm că este o urgență. Cred că asta foarte bine putem discuta la programul de investiții, da? Și al doilea punct era... Cred că e vorba numai de venituri și... în finală, la ăla a fost sau nu? Da. Că să cumpărăm și o mașină, să te dai bani la buget. Să te dai buget aprobat. Și programul de investiții care urmează. Da. Mulțumesc. Mulțumesc încă o dată. Mai sunt altă întrebare? Dacă nu, supun treaba oare. Cine este pentru? Da, mulțumesc. Deci, în unanimitate de buget a fost aprobat. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de investiții aprobate de pentru anul 2023. Da, am așteptat un pic, este o legătură logică între programul de investiții sau, dacă vreți, pe care de consecință a prevederilor bugetare, a venitelor mai ales, este pur și simplu un proiect. Eu nu am pretenția că am cuprins obiective în investiții strict la vrea, dar obiectivul noi conform așteptărilor din comunitate, conform așteptărilor dumneavoastră, pe nici măcar conform așteptărilor mele. Și eu aș vrea să, cum se spune rău, să avem bani și pentru altceva și așa mai departe. Și
Știu că a fost analizată, a fost atent și asta vă urmărează la analiza pe Comisia, mai ați mai depistat acolo în Giumburlu, de la școală, pe care eu n-am avut cunoștință, cu acel proiect dorit, probabil, în primul rând, de domnul director, în valoare de 100.000 de lei, cu sistemul de monetarizare. Eu n-am fost de acord. Ca dovadă, acum în ultima formă, nu l-am mai regăsit aici. Tot așa, din motive, să spunem, de prioritizare și din motive de principii. Economicitatea și eficiența sunt principii de bază la cheltuirea banii publici. Eu să dau mai întâi citire programul de îndreptuții, ca să avem bază de discuție actualizată și spre știință tuturor celor care doresc. La primul articol, propun aprobarea programului de investiții al Oasei Bogdane de Sărbacov pentru anul 2022, conform listei obiectivelor de investiții pentru 2022, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local al Oasei Bogdane. După aprobarea primarului Comunei, doamna Bogdane Bogdane, consilieră în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdane, vor duce la îndeplinire hotărâre. Al treilea, este și ultimul, tot după aprobarea, secretarul general al Comunei Bogdane, și spuneam la primul articol, programul propus este conform listei obiectivelor de investiții pe care o să le amintesc. Avem, așa după cum spuneam, obiective de investiții în continuare, prima categorie, aici avem ce să știm. Realizarea rețelei de apă potabilă și canalizare de statele și de peste locuri, până în urmă, trebuie să fac două. La punctul B, deci a doua categorie, obiective noi în investiții, de care mă bucur foarte mult, se vorbă de niște proiecte mai vechi. Asta. Unde avem toată documentația, proiecte la vite și mai ales autorizația care la un moment dat, ea ar trebui să fie expirată, dar este acceptată în continuare, când datorită situației speciale cauzate de pandemie. În starea de urgență există prevedere legală și în starea de alertă în care suntem, avizile autorizatele își mențin valabilitatea chiar și după terminarea stării de alert, termen 90 de zile. Asta a fost o mare bucurie pentru noi, pentru că, în afară de prelungirea valabilității prin efectul legii, am avut bani de data aceasta și, evident, banii sunt cei pe care i-am drămuit, excedent bugetar, care va trebui aprobat tot de dumneavoastră le realizăm. Este vorba de două obiective pe care le-am menționat, două drumuri, și în legătură cu care am precizat că se întâlnesc condiții legale pentru a se trece la execuție. Și anume, îmbrăcămintea bitumnată ușoară la drumul comunal 1030, strada Munten, stat Bogdănesc, comuna Bogdănesc, trebuie să facă o. Aveți aici și valoarea estimativă de 400.000 de lei. Este, de fapt, o ramificație a drumului de interes județean, care coboară pe malul apei până la Biserica Adventistă. Este o promisiune la fel de veche, pentru că proiectele au fost realizate și autentificate de legislație existentă, cu celălalt drum care va putea fi realizat având prevedere
care pleacă de undeva din zona familiei Botară, Constantin. Și are legătură cu frontonul principal, undeva de la Deleanu Viorel, până în partea de jos, până pe malul râului. Eu mă bucur împreună cu dumneavoastră, fiind promisiuni, promisiunile obligă. Promisiune obligă pentru că vizează zona de onorabilitate a fiecăruia dintre noi. Și sunt convins că o să le votați și împreună o să le și executăm. Apoi, trei categorii de investiții. Aici este cunoscută sub o denumire oarecum diferită față de realizarea efectivă. Alte cheltuieli de investiții. Sunt niște investiții sau niște cheltuieli pregătitoare. Acum asta s-a respectat ca și dumneavoastră pentru că pentru asta sunt plătiți, în primul rând. Să se gândesc ca o soluție, să gândesc la ceea ce trebuie să facem în prezent, dar mai ales ceea ce trebuie să facem în viitor. Știți că nu numai noi, dar ar zice că e un problem global, problema costurilor curselor de energie, a realizărilor, a identificării și a costurilor, care preocupă pe toată lumea, pe cei cu bani mai mult, cu putere de cumpărare superioară, dar și de oameni cu venituri modeste. Curentul electric, gazele și combustibilul celălalt. Aici, sigur, eu explic și este numește decât o limitate. Când m-am venit cum mă puteți ajuta, mă puteți completa și m-aș bucura. Știm că există niște situații specifice privind finanțarea, banii care sunt distribuiți de Comisia Europeană țărilor membre, cunoaște și cuantumul lor 29 de miliarde pentru România, dar aceste sume sunt repartizate condiționate, evident, cu respectarea unor targeturi, a unor programe adecvate acestora. Și reamintesc aici că se discută foarte mult la nivel european și la nivel global de așa numită caracteristică a situației curente la modul interactiv. Necesar unui Green Deal, care înseamnă varul verde. Dacă până acum sau primul val de redresare și reziliență în lume a fost cel după criza din 1929-1933. New Deal s-a numit, a apărut undeva prin Statele Unite, americanii au reușit să-și scoată țara din necazuri cu șomar, cu foame, cu disperare. Și printr-o accelerare a industrializării au reușit să depășească. Deci, undeva prin comparație, Green Deal, cam astea au fost cerințele Uniunii Europene pentru toate țările care au primit bani și pentru România, știți că am avut realmente ceva dificultăți până când am înțeles noi cum trebuie făcut PNRR-ul ăsta, planul de redresare și reziliență la național, evident. Să fie pus de acord cu cerințele Uniunii Europene, fiind un precedent, poate că criza asta ne-a depus logic, cam ce trebuie să facem în această idee. Energia verde, pur și simplu, trebuie avută în vedere. Energia care nu poluează.
De asta, noi avem un decalaj din păcate, nefericit, poate de nivelul de confort, poate de situația învețită, poate de cele din vestii europei. Noi, deocamdată, am avut că avem la ideal, dată metan, dată metan nu este finanțat. Asta am aici de documentele PNRR-ului. Din potrivă, se urmărește trecerea de la gazele acestea care au o componentă carbonă, într-un proiect mare, la componenta pe hidrogen, care este nepoluat. Instituția utilizează și la activ și în alte situații tehnice, când vezi compunerea apei în principal. Chiar am urmărit cu atenție și eram sigur că la un moment dat discuții o să meargă spre asta și am departe. Evident, România nu se află în situația fericită de a putea face trecerea la Green Deal atât de ușor, ca țările care au deja rețele de gaz de metan constituite de așa mai departe. De altă parte, este prețul gazelor, prețul energiei. La un moment dat, poți iei o hotărâre, apropo de cheltuirea banilor de la buget, domnule, neapărat mergem pe investiții de gaz. Una, banii europene aici nu pot primi, nici programul Amil Calini, la început ăsta aici, așa mai departe. Eventual, evident m-am informat, am stat de vorbă cu cei care se ocupă cu așa ceva, consultanți, proiectanți, așa mai departe. Deocamdată, pentru gaze, deci banii europeni nu pot primi. Ar fi posibil, teoretic, apropo de moratorul pe care îl dorește România, tot prin PNDL. Dar prin PNDL, PNDL 2, suntem acum, urmează anul ăsta linii în unele parte, nu poți primi bani până când nu terminăm proiectul de apă și canalizare. Eu zic că o să vină și momentul când lucrurile se vor decanta. De exemplu, undeva prin vară, dacă trece furia asta facturilor, când fie consumul de gaz, de curent, întrebuit, iar de mărțile este mai mare, ne putem reconsidera această situație și dacă vom ajunge la concluzia că este fezabilă pentru viitor, că dacă face o investiție că nu funcționează, dă-i în pută curtea de conturi, atât mie, ca procurator, cât și dumneavoastră care votați un asemenea proiect. Dar mă gândesc că dacă vom găsi un moment când lucrurile se vor limpezi, măcar un studiu de fezabilitate ar fi posibil. Bun. La Comisia de Investiții, în primul format pe care l-ați analizat marți, ați găsit acolo un exemplu de cheltuială mai puțin cheltuită, pe care nu am agreat și n-am mai trecut-o aici. În legat de rețea cheltuie pentru sistem de monitorizare de video, mi s-a părut cam mult, ca să mai este în totul. Am ajuns la o analiză la o discuție cu doamna contabilă, cu domnul director și cu domnul director, la o soluție de compromis. Este nevoie de supraveghere video, într-adevăr, dar la modul posibil, la modul rațional, este vorba de securitatea gestiunii, securitatea elevilor și așa mai departe, și undeva am alocată secțiune de funcționare, extindere, reparație, pentru două proiecte. Să rămână și atâta la un quantum suportabil și să realizeze ceea ce vedem la televizor și
credeam că puteam depinde cât spre lucrurile bune pe care le vedeam posibile la alte, de ce să nu fie posibile și la noi. Un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, cu sistem de colectare în fiecare clasă, pentru că de multe ori spuneam aici, domnule, educația, comportamentul și colectarea selectivă trebuie să pornească de la școală. A rămas undeva în eter, dar e bine să nu reamintăm, să ne reamintim că trebuie să putem să facem. Să se realizeze, că sunt extraordinar cât a fost partea de funcționare cu domnul director. Așa. Deci, realizează și monitorizarea. Vreo, din 31, vreo 10 camere, parcă, domnul prieten. Se poate realiza în exterior sistemul de monitorizare și în interior, la două clase, să spunem, acolo unde au loc activitățile de evaluare a copiilor. Și să-și realizeze și la modul serios, sistemul de colectare selectivă, pentru că copiii, împreună cu educatorilor de clasă, au posibilitatea, într-adevăr, unor deprinderi civilizate pe care să le difuzeze și celor din familie, ei vor deveni adulți, pe care de parte. Că, în momentul de față, pur și simplu, dacă lucrurile nu sunt așezate așa cum trebuie și preocupările nu sunt eficiente. Știm că ce se întâmplă. Copiii mai dau cu scuză în coșuri, merg pe stradă și aruncă hârtiile oricum și noi ne indignăm. E bine să nu fim mulțumiți, dar poate mai bine, într-adevăr, să prevenim cauzele. Acum, în legătură cu mașina. Asta a fost un subiect care m-a bine de spus, așa cum vă spune nici acum. Și am întrebat, domnule, cine are nevoie de mașină din administrația locală? Eu n-am nevoie, n-am nici permis, am târziu și vreau să ies din primărie așa cum am intrat, fără mașină. Pentru că domnul viceprimar nici el nu vrea, de mai departe. Aș vrea, dar vreau o mașină, 3,5 ori, cu pentru muncă. Era vorba de un motorist, nu? Bine, nu. Rămâne, domnule. Domnul Dasu, la care mașină se referea? Tată, la ce fel de mașină? Nu vreți să nu vreți să nu vrea nimeni? Păi în cazul ăsta, propun să renunțăm și la curent electric. E tot un moft din ăsta capitalist. Știți ce înseamnă o mașină? E ușor de cumpărat, că acum sunt mașini pentru toate buzunarele. Dar după aceea, păi sunt costuri aferente. Sunt reținere, verificări, cauciucuri, șoferi, pe care le face. De-aia am recordat și microbusul scolar, pentru că e fost de mult mai puțin costul să avem un contract cu rețea servicii cu Transmoldova. A, din alte părere mea, eu nu susțin. Nu la aveți libertatea. Atât, mulțumesc. Și noi vă mulțumim. Comisia de Specialitate numărul 1. Comisia de Specialitate numărul 1 a avut supărat la acest proiect. Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc la scris la cuvânt, cu guvernul la domnul Stanciu. De la lista de investiții am luat în vedere că sunt beneficiat direct de data asta și eu. Toate am fost mulțumit și bucuros întotdeauna că s-au făcut ceva cu mult, mai ales în domeniul asfaltărilor. Cu dat faptul că sunt beneficiat direct, n-am decât să mulțumesc celor care au fost cu inițiativa. Și să le aducem să realizeze. Mulțumesc. Mai sunt și alte domnul Brua.
S-a discutat aici despre investiții, despre drumuri, despre mașini, dar despre șansurile care, unde a mers cu apa și canalul, în toată comuna nu mai avem o șansă. Din proiecte de primăvară, din cele de vară care am avut inundații și suntem afectați, ce facem cu ele? Putem să băgăm ceva investiții, să le facem betonare, să le facem ca lumea. Acum o să vină apa și o să care tot pământul prin curții de oameni. Da. În primul rând, proiectul nu figurează în mod nevoie. Deci, în al doilea rând, noi nu putem cheltui bani pe ceea ce noi ne aparține. Drumurile naționale nu sunt în gestiunea comunei. Bun, și atunci ce le faci? La aceste șanse. Vine apa la biserică, acolo să ajung apa și canalul. Unde să mai meargă? Și așa șansul ăla nu. Care să ducă toată apa. Deci am avut discuția am răspuns. Vă înțeleg, dar ar trebui să căutăm o soluție să facem ceva. Dar discuția despre programul de investiții, nu poți trece la programul de investiții să îți betonezi șansă în fața carte. Și în fața noastră mine, deci pe toți cetățenii din comun, care o să vin iar cu mieri, să-mi facă apa din curte. Nu e legală cu aceea propunere. Trebuie să le uităm. Constructorul trebuie să le lasă am văzut ce lasă constructorul. Asta o putem face, pentru că avem drept. Păi ce lasă constructorul pe asta? Și ce înseamnă la prima ploaie? Acum discutăm de programul de investiție, nu e corect. Da, dar se putea prinde și asta, așa ceva în program. Nu poți să le prinzi în programul de investiții șansurile comune. La drumurile comunale, da. Dar asta e drum național, drum european, nu e la administrarea noastră. Decât în sensul de a-i întreține chiar aceste elemente de constructive ale comunului. Să le curățăm. Și eu trebuie să plătesc la persoană fizică, că nici eu nu-s mulțumită pandată cum ar trebui. Tatălui, vrea să mă arătă. Plătesc să le refac în care arătă cum, cum cred. Puțin la doamna Berean. Dacă mă scăzi cam. Da. Fiindcă s-a deschis discuția de primăvară cu noi, de problemele care se apară, nu este vorba de șanțul care l-a lăsat graiște acest constructor. Nu de așa, este vorba de remedierea drumului care vine de la biserică, apa care vine de la biserică, în zona Mălăieșu, unde sunt probleme. Deci ăla nu este domeniul public, nu? Deci ar trebui găsit o soluție pentru a rezolva problemele astea. Este iar drumul care merge de la Preot, de la Preotul Apetrei, spre Marinescu, Marinovici, la fel, care este sub orice critică. Deci, nu șansurile să fie betonate de la drum, de la șosea. Și așa o lăsa praiște, nu știu cine, la, de la acolo, nu pentru că e la mine. Deci mi-a lăsat, dar vine o apă mare, efectiv, îmi intră apa în curte, așa, și în beci, verighet. Deci nu-i lăsat, nu-i făcut cum trebuie, nu știu, acești oameni nu sunt verificați. Banii iau de la Consiliul Local, de la primărie, nu? Deci după bani fundă, dacă problemele se le rezolve, nu. Deci problema care este, este să rezolve problema cu ulița de la biserică, cu drumul de la Mălăieș și drumurile care sunt așa cum sunt. Aici cel mai bine, uitați-vă pe stânga la domnul viceprimar. Eu vorbim în față de care răspunde bine drumurile comunale, deocamdată mai rău, dar discutăm despre programul de investiții. Da, 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 da.
la Mărăie și chiar am făcut. Am făcut și drum, am făcut și pod, am făcut și șanțul. Da. Problema e acolo la biserică, la deal, dar încercăm să ajungem cineva care e domeniu, să vedem ce putem rezolva acolo sus, la Luminau, asta care se rezolva și eram cât mai bună în minimală să putem să intrăm. Nu, dacă cazul să întreb acum, deci cineva este discus. Noi doresc cu șanțul, chiar eu am venit din votar și am început să vă refac cât am făcut cu banii primării. O să vedem la primăvară când o să fie ploi de aia. Vedem. Atunci o să... Cum a avut la construcțiul și ce a rămas nu? Dar până acum, le-a fost consilier, cum te-ai gândit de iau aia care nu-i discut să faci așa? S-a discutat destul. Și instituția prefectului județului Bacău și o va aduce la cunoștință publică.
Comisia numărul 2 pentru abordare. Mulțumesc, domnul președinte. Comisia a analizat acest proiect și a acordat aviz favorabil. Da. Deci, dacă aveți competență, sau jertii de aici. Dacă nu supune la urmă, cine este pentru? Deci, nu mai încate și acest proiect. Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul compartimentului de asistență socială pentru anul 2022. Inițiator, Comisia de Specialitate, domnul Dascu Lorescu. Mulțumesc, domnul președinte. Acest proiect de hotărâre propune la primul articol aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul compartimentului de asistență socială pentru anul 2022, conform anexei care face parte la articolul numărul 2, contra aprobare, la nașterea lui Elvira, Dănuța Elvira, consilier în aparat de specialitate a primarului Bucănești, județul Bacău, va duce la depășire hotărârii astăzi. Și la articolul 3, după aprobare, secretarul general al comunei, domnul Ciuiu Vasile, va comunica hotărârea primarului comunei Bucănești, doamnei scutarul Dănuța Elvira, instituției prefectului județului Bacău și o va aduce la cunoștință publică prin afișare. Acesta este proiectul. Comisia, bineînțeles că a avizat favorabil la proiect. Da. Dacă se înscrie la urmă, dacă nu supune spre aprobare, cine este pentru? Deci, în urmă instanță și acest proiect de hotărâre s-a aprobat. Deci, am avut de unul. Solicitări adresate Consiliului Local, domnul secretar general. Astăzi, domnul se pune că nu sunt. Având în vedere că sunt. Deci, dar închisă și în